Așa, bună ziua, stimați colegi. Dacă avem ceva pe agenda. Eu am vrut să vă arăt ediția specială din vineri al monitorului oficial Planul de Acțiuni pentru Aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vă rog foarte disciplinat și diligent să-l implementăm împreună cu toată societatea. Acum vă rog pe agenda la resursele umane, vă rog. Da, mulțumesc, domnule ministru. În temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la guvern și articolul 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Vadim Gumeni din funcție de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din data de 15 noiembrie 2023. Mulțumesc. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, pe agenda, doamna Roșca. Stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru efectuarea decontărilor în numerar. Acest proiect are drept scop instituirea unui cadru normativ care să reglementeze normele de efectuare a tranzacțiilor în numerar. Principalele prevederi ale proiectului în cauză sunt modul de gestionare necesarului de numerar pentru activitățile curente ale entității, tipurile de tranzacții cu plafonul limitat al numerarului și a celor care pot fi efectuate în numerar, condițiile de eliberare a numerarului din casierie entității și de returnare a acestuia, sancțiunile care pot fi aplicate pentru nerespectarea prevederilor propuse. Prin principalele efecte ale implementării proiectului propus vor fi reducerea numerarului în circuitul economic și orientarea pentru efectuarea plăților prin transfer și, ca drept rezultat, creșterea transparenței și securității operațiunilor de încasări și plăți, sporirea posibilităților de monitorizare și combatere a evaziunii fiscale și concurenții neloiale. Totodată vreau să menționez că proiectul în cauză este și o recomandare înaintată de Comisia Europeană cu referire la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc. Da, vă rog, domnule. Mulțumesc. Da, puneți microfonul, vă rog. Acest proiect de lege nu a primit aviz favorabil a grupului de lucru a Comisiei de Stat. Și sunt obiecții mari, la fel comunitatea contabilor au mari obiecții. Poate este cazul să consultăm acest proiect suplimentar înainte de a adopta în cadrul ședinței guvern. Rugămintea noastră. Mulțumesc. Uitați-vă, noi trebuie să continuăm, să avem grijă să curățăm procesul de circulație a fluxului de numerar și înțelegem că acest lucru este destul de dificil. Pe de altă parte, aceasta va aduce și mai multă transparență în activitatea și agenților economici, dar și a tuturor instituțiilor. În plus, limitarea numerarului ajută și la lupta împotriva corupției. Iată, noi ce avem în ultima perioadă, lumea umblă și corupe alegătorii, anume cu numerar. Așa că înțeleg preocupările dumneavoastră. Pe de altă parte, noi ca societate toți trebuie să ne mobilizăm și să reducem maxim posibil utilizarea numerarului. În același timp, trebuie să avem grijă să nu îngrădim drepturile cetățenilor noștri, în mod special a celor care și-au constituit anumite economii. Stimați colegi, rog să susținem proiectul. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Mihailov Muraru, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege ce vizează instituirea și implementarea medierii garantate de stat.
Acest proiect are drept scop realizarea acțiunilor trasate în planul de acțiune a Guvernului pentru anul curent, precum și în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru 2022-2025. Remarc faptul că odată ce a fost adoptată legea cu privire la mediere în 2015, s-a consacrat pentru prima dată dreptul părților de a apela la medierea garantată de stat, dar cu regret acest mecanism nu a fost niciodată implementat. Acest lucru însă este absolut necesar în condițiile în care sunt mai multe recomandări la nivelul Consiliului Europei de utilizare a medierii atât cea private cât și cea de stat pe larg ca o alternativă de soluționare a litigiilor, inclusiv pentru a nu încărca instanțele judiciare de numărul de dosare minore, care pot fi soluționate alternativ, precum și pentru a soluționa mai eficient problemele oamenilor sub aspect de cost, timp și alte aspecte. Proiectul de lege propune fortificarea instituției mediere garantate de stat prin introducerea unor reglementări novatorii care să asigure accesul mai larg al cetățenilor la utilizarea de alte metode de soluționare a litigiilor, în special pentru persoanele social vulnerabile, mă refer la minori, persoanele cu dizabilități și altele. Se propun și soluții normative privind implementarea eficientă acestui mecanism prin faptul că integrarea medierii garantate de stat va fi inclusă în sistemul actual de asistență juridică garantată de stat. În al doilea rând, se presupune că administrarea serviciilor de mediere garantată de stat va fi deferită Consiliului Național pentru Asistență Juridică după modelul și experiența altor state, cum ar fi Lituania și țările de jos. Deoarece Consiliul Național de Asistență deja este o autoritate publică care și-a demonstrat eficiența în asigurarea asistenței garantate de stat la nivel național. Totodată se propune extinderea categoriilor de litigii pentru acordarea serviciilor de mediere garantate de stat, nu doar pe cauzele penale, dar și pe cauzele contravenționale, cât și cele civile. Prin urmare, spectrul litigiilor va fi lărgit semnificativ și va contribui simțitor la efectul de îmbunătățire pe justiție. Proiectul va reglementa și criterii foarte clare de beneficiere a serviciilor de mediere garantată de stat, statutul mediatorilor, procedura de selectare, responsabilizarea acestora inclusiv și mecanismul de recuperare a cheltuielilor bugetare. Proiectul de lege a fost consultat public de către toți subiecții interesați și rog susținerea acestuia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministră. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Nemirenko, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea legii ocrotirii sănătății 411 din 1995. Modificările date vin să uniformizeze sistemul de medicină primară. Normele juridice care au fost aprobate și introduse în această lege în anul 2018 au fost expuse superficial, insuficient de neclar, nu au fost susținute deloc de autoritățile publice locale și nu au fost atractive pentru medicii de familie, nefiind atins rezultatul așteptat și promis de acoperire a locurilor vacante a medicilor de familie în localitățile rurale și aceste modificări atunci s-au referit la crearea practicilor individuale a medicilor de familie, care nu este caracteristică localităților rurale în Republica Moldova. Astfel, reforma medicinii primare cu introducerea practicii individuale inițiate în anul 2018 a fost compromisă, constatându-se deficiențe multe în organizarea și activitatea acestei practici individuale. De asemenea, modificările care vin acum la lege exclud necesitatea gestionării acestor activități de către Ministerul Sănătății, cartografierea teritoriilor, ținerea registrurilor practicilor, organizarea concursurilor de atribuire a practicilor medicilor de familie, administrarea retragerii, suspendării și multor altora, în timp ce fondatori ai instituțiilor de medicină primară sunt, de fapt, autoritățile publice locale. Modificările propuse nu presupun impedimente în activitate pentru prestatorii care deja își exercită activitatea individuală de medicină de familie până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Totodată, din perspectiva economiei legislative, se propune completarea proiectului cu o modificare la articolul 20, care va permite acoperirea cheltuielilor din Fondul de Asigurări Obligatorie de Asistență Medicală, inclusiv pentru endoprotezările efectuate pacienților oncologice din contul acestui fond. În contextul celor expuse, rog să susținem proiectul. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi! Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Efros, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 283 din 2003 privind activitatea particulară de detectiv și pază.
Proiectul a fost elaborat în scopul executării prevederilor hotărârii Curții Constituționale numărul 11 din 2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 22 prim, alineatul 1, litera C și articolul 27, indice 3, alineatul litera D din legea numărul 283-2023 privind activitatea particulară de detectiv și pază. Se specifică că la moment este interzisă angajarea în organizațiile de pază particulară a persoanelor condamnate pentru comiterea unor infracțiuni intenționate, iar companiile de pază particulară sunt obligate să concedieze astfel de persoane în cazul în care la data angajării nu au fost cunoscut de faptul condamnării. Urmarea modificărilor operate în legea menționată va fi posibilă practicarea activității particulare de detectiv și pază de către persoanele care au comis infracțiuni, însă în privința lor au fost stinse antecedentele penale. În temeie celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru, vă rog să continuați. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii voluntariatului numărul 121 din 2010. Proiectul a fost elaborat în vederea dezvoltării voluntariatului și includerea protecției civile și apărării împotriva incendiilor în domeniul de utilitate publică care pot fi implicați voluntari. Scopul primordial al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului productivității și eficienței serviciilor de utilitate publică acordate pentru motivarea cetățenilor să desfășoare activități de voluntariat în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Roșca, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului 684 din 2022 pentru aprobarea regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice. Proiectul de hotărâre prevede completarea hotărârii date cu prevederi ce țin de dreptul Ministerului Finanțelor de a elabora și aproba instrucțiunea privind elaborarea proiectului de investiții capitale. Ministerul Finanțelor a elaborat această instrucțiune care servește drept cadru metodologic de punere în aplicare a prezentei hotărâri, dar neavând temeiul juridic în lipsa temeiului juridic în această hotărâre și de a da dreptul Ministerului Finanțelor de a elabora și aproba această instrucțiune prin ordinul Ministerului Finanțelor, completăm hotărârea în cauză și o solicităm să fie pusă în aplicare de la data aprobării pentru a nu tergiversa procesul cu evaluarea proiectelor de investiții capitale. Perfect. Mulțumesc. Mulțumim. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul vicepremier Alaibă, rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi, prin prezentă propunem modificarea hotărârii Guvernului numărul 376 din 2020 pentru aprobarea conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică M-Notify și a regulamentului privind modul de funcționare și utilizare serviciului guvernamental de notificare electronică M-Notify. Proiectul a fost elaborat în scopul creării condițiilor pentru implementarea unui model eficient și sustenabil de furnizare a canalului de notificare serviciu prin SMS pentru expedierea notificărilor prin intermediul serviciului guvernamental M-Notify. Acest serviciu reprezintă o modalitate uniformă și reutilizabilă, comodă, în primul rând, pentru cetățeni de transmitere a notificărilor în cadrul sistemelor informaționale deținute de prestatorii de servicii electronice prin diverse canale de notificare în scopul facilitării interacțiunii acestora cu persoanele fizice și juridice de drept privat în funcție de necesitate. Deci, principalii beneficiari aici fiind, de exemplu, instituții cum ar fi CNAM, Serviciul Fiscal de Stat, Agenție Servicii Publice și multe alte instituții care oferă servicii publice cetățenilor și antreprenorilor, dar desigur că principalii beneficiari sunt și cetățenii. Ca să dau câteva exemple de scenarii din viață, de exemplu, v-a expirat buletinul, dacă sunteți abonați la serviciul M-Notify, vine un mesaj text prin SMS că v-a expirat buletinul, mergeți și vi-l perfectați. Sau ați dat comandă de pașaport nou, pașaportul este gata, ați primit o notificare prin SMS, puteți să-l ridicați ca lumea să nu piardă timpul în rânduri și să irosească timp prețios și multe alte servicii de genul ăsta pentru cetățeni și antreprenori, autorizații și așa mai departe. Rog susținere.
Mulțumesc. Rog să susțin, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Nosată, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modul de recuperare la bugetul de stat a cheltuielilor pentru studii, instruiri suportate de entitățile publice în domeniul militariei, securității, ordinii publice și administrației penitenciarului. Proiectul menționat a fost elaborat în vederea executării prevederilor legii numărul 365 din 2022 pentru modificarea unor acte normative cu privire la stabilirea cadrului legal de recuperare de către entitățile publice a cheltuielilor pentru studii, instruiri, de la persoanele care au beneficiat de studii sau diferite forme de instruire din contul bugetului de stat și nu și-au onorat obligațiile asumate de a îndeplini serviciu militar sau special pentru perioada stabilită. Doresc să menționez că proiectul a fost elaborat în comun cu entitățile publice din sistemul securității statului și stabilește un mecanism unic privind modul de calculare și recuperare la bugetul de stat a cheltuielilor de instruire pentru toate structurile de forțe, precum și reglementează expres perioada de îndeplinire a serviciului militar sau special după finalizarea studiilor sau cursurilor de instruire. De asemenea, potrivit proiectului, beneficiarii de studii, instruiri vor avea posibilitatea să restituie treptat cheltuielile într-un termen de până la 2 ani. Implementarea proiectului de hotărâre de guvern nu va necesita surse financiare din bugetul de stat. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul vicepremier Bolea, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 840 din 2004 cu privire la crearea sistemului de telecomunicații al autorității sau administrației publice. Astfel, se propune includerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în anexa numărul 1 la hotărârea Guvernului menționată supra, în scopul asigurării cu serviciile sistemului de telecomunicații. De asemenea, în acest scop se propune includerea Centrului pentru Comunicarea Strategică și Combaterea a Dezinformării și se ajustează unele denumiri ale ministerilor și altor autorități. Modificările propuse vor asigura Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare cu acces la resursele necesare de comunicații. În contextul celor menționate mai sus, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul vicepremier. Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Dani. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei destinației a unor terenuri în scopul reconstrucției și extinderii postului Vamal Sculeni. Prezentul proiect are ca scop sporirea capacităților operaționale de control Vamal, implementarea procedurilor Vamale moderne, care va asigura eficientizarea controlului Vamal și fluidizarea traficului de mărfuri la postul Vamal. Proiectul prevede transmiterea din administrarea Ministerului Mediului Agenției Mult Silva în administrarea serviciului Vamal, terenurile fondului Silvic, proprietatea statului cu suprafața totală de 0,73 hectare, amplasate în extravilanul comunii Sculeni, raionul Ungheni. Totodată, se schimbă categoria de destinație a terenului transmis serviciului Vamal cu trecerea din categoria de terenuri ale fondului Silvic în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale. Conform prevederii legii privind la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, serviciul Vamal a achitat în bugetul de stat pierderile cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri a fondului Silvic. Proiectul a fost supus avizării consultării publice, expertize anticorupție și expertize juridice, fiind avizat pozitiv. Urmare celor expuse, rog susținerea proiectului. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, prezint atenției dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege prin care se propune modificarea Codului Penal, Codului de Procedură Penală, Codului Contravențional și a Legii privind siguranța traficului rutier, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați cu numărul 366. Autorii proiectului de lege propun ajustarea cadrului normativ în scopul stabilirii unui mecanism mai eficient de combatere a fenomenului conducerii mijlocului de transport în stare de ebrietate și responsabilizarea persoanelor respective. Cum a
ar fi prin înăsprirea pedepselor, dar și prin limitarea posibilităților de a fi liberate de răspundere penală în legătură cu căința activă, schimbarea situației în cazul săvârșirii infracțiunii pentru prima oară și a reparării prejudiciului sau exceptarea de la regulă de achitare în jumătate a amenzii dacă persoana a săvârșit repetat aceeași contravenție în cursul acelui așa an. Dat fiind problema gravă în societate și luând în considerație intenția autorului de a spori siguranța persoanelor în trafic și securitate rutieră, precum și de a reduce numărul de accidente rutiere comise, Guvernul comunică susținerea proiectului de lege cu necesitatea de a se lua în considerație mai multe propuneri de îmbunătățire, dar și de completare. Totodată urmează a se corela cu proiectul de lege promovat de Guvern, numărul 175-2023, ce prevede deja modificări la Codul Penal și Codul Contravențional, adoptat în primă lectură de către Parlament, pentru a se asigura un proces de concordat și de codificare a legislației punitive. Urmarea celor expuse, rog susținerea proiectului de aviz. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna ministru, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vreau să mulțumesc deputaților Popșoi, Carp și Stămate, dar și altora care au avut această inițiativă și continuați, vă rog, doamna ministru. Mulțumesc. De asemenea, propun atenției dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului Penal al Republicii Moldova, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă a unui deputat cu numărul 339. Din punct de vedere conceptual, dat fiind problema existentă în societate, Guvernul susține necesitatea revizuirii cadrului normativ în sensul sporirii siguranței rutierii, responsabilizării conducătorilor mijloacelor de transport, reducerii numărului de accidente rutiere. Totuși, inițiativa propusă se menționează că modificările propuse se regăsesc deja în legislația actuală sub auspiciile altor categorii de infracțiune. Totodată, atragem atenția faptul că la reglementarea răspunderii pentru săvârșirea unor fapte de natură penală este absolut necesar să se țină cont de principiile fundamentale de legiferare și anume principiul reglementării clare, previzibile ale unei conduite ilicite și principiul respectării coerenței normative în procesul legiferării. În contextul celor expuse, Guvernul nu poate susține proiectul de lege în redacția propusă, ori aceasta urmează a fi revizuită total. Drept urmare, rog aprobarea prezentului aviz. Mulțumesc. Mulțumesc. Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Eu mulțumesc, stimați colegi, și rămân doar membrii Guvernului.